Șoferii știu deja că unele medicamente pot influența rezultatul unui eventual drug test și îi pot lăsa fără permis. Însă pe această listă neagră sunt și alimente sau chiar dulciuri. Spre exemplu, unele dulciuri sau băuturi energizante pot avea același efect, așa că șoferii români trebuie să fie foarte atenți la ce consumă înainte de a se urca la volan. Tot mai multe alimente, dar și băuturi pe care specialiștii le includ pe lista celor pe care nu ar trebui să le consumăm în cazul în care ne urcăm la volan și plecăm cu mașina. În caz contrar, românii pot avea surpriza neplăcută de a avea un fals rezultat pozitiv fie la drug test, fie la alcool test. Pe această listă au mai fost incluse macul, energizantele, berea fără alcool sau dulciurile cu lichior sau cu puțin alcool, ori chiar cornurile cu șampanie. Unele dintre ele, dacă sunt consumate în exces, pot arăta un rezultat pozitiv la test, atenția specialiștii. Tot ei ne recomandă că este mai bine să stăm departe de produsele amintite, pentru că ar putea fi foarte greu să ne demonstrăm nevinovăția. Dacă în unele situații rezultatele de sânge arată faptul că nu am consumat substanțe interzise, în alte situații ar putea fi nevoie să ajungem în instanță pentru a ne demonstra nevinovăția. Dintre medicamentele care trebuie evitate, cel mai cunoscut este unul folosit pentru tratarea inflamațiilor. Apoi tratamentele antidepresive, precum trazodona și bupropiona, pot da rezultat pozitiv pentru amfetamine. Mai mult decât atât, medicamentele pentru răceală sau alergii, mai ales cele care au în compoziție pseudoeferină sau efedrină, pot provoca rezultate fals pozitive pentru amfetamine. Deși pare improbabil, consumul de alimente sau băuturi care conțin semințe de mac poate duce la rezultate fals pozitiv. Pentru opiacee, pentru că aceste semințe conțin urme de morfină, mai spun medicii, relatează Antena 3.ro.